Transparenți, bună ziua! Pe punctul dumneavoastră vă cunosc, pe cei noi i-am cunoscut astăzi. Vreau să vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi la convocarea Adunării Generale Asociației Dezvoltare Icone Amstronatoi. Suntem la capăt a unui drum, un drum greu de reglementare a colectării selective a primarilor în zona aceasta a doi. Vreau să mulțumesc primarilor care sunt prezenți astăzi aici, pentru că mulți dintre dumneavoastră am început această activitate cu ani în urmă, unii cu aproape un deceniu în urmă, și iată că suntem la o anumită linie de sosire. Dacă credem că e finalul, ne înșelăm, pentru că urmează partea de implementare și cei 5 ani care urmează pentru implementarea acestui program. Partea grea va fi partea financiară, foarte bine cunoștind dumneavoastră, pentru că acolo unde este vorba de bani, totul e până la atunci când se discută despre rezolvarea financiară a acestei probleme. Este un lucru bun, județul Neamț este printre primele 10 județe din România care au implementat astfel de program și sperăm să îl ducem la capăt. Perioada de monitorizare va fi de 5 ani și sperăm că în acești 5 ani aproape toate localitățile vor reuși să ajungă la un nivel de colectare care să ne permită să spunem că suntem un județ ancorat la Comunitatea Europeană. Pe ordine de zi avem două proiecte. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor componente ale serviciilor de salubritate a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Econeam, zona 2 Roman, precum și a tarifelor rezultate în urma procesului de achiziție publică. Și în concluzie, pentru că fiecare dintre asta și o să vă cei care doresc să cuvântul să spună câteva lucruri, să-și pună problemele și să vedem cum începem în acest să avem prezența domnului primar de Roman, care ne-a găduit în această sală frumoasă. Este prezent domnul director executiv Sendra. Suntem actului de decizie, semnatarii sunt și prezenți. Domnul reprezentantul pentru județean și operatorul care va semna contractul. Rog pe domnul director executiv să spună câteva lucruri înainte de a începe procedura efectivă de semnare a contractului și de aprobarea ordinii de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și dacă sunt alte probleme pe ordinea de zi, zicem că trebuie să fie scurtă la obiect și eficient. Cine este pentru? Toată lumea. Da. Domnule președinte, o să spun câteva cuvinte despre istoricul proiectului și istoricul, să zic așa, licitațiilor, pentru că au fost mai multe pentru atribuirea contractului pe zona 2, urmând ca după aprobarea și semnarea contractului să rămânem și să discutăm punctual pe contract. Așa cum cunoașteți, în Asociația de Dezvoltare Econeamț a fost înființată în 2008 prin voința unanimă a Consiliilor Locale din toate cele 83 de UAT-uri comunale, municipale și orășenești și a Consiliului Județean, scopul fiind unul singur, accesarea finanțării pentru proiectul european Sistem de Management Integrat al Deșeurilor. S-a semnat contractul de finanțare mai târziu. Consiliul Județean prin președinte și respectiv Asociația de Dezvoltare Economică prin președinte au semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană. Ca să spunem așa, finanțarea din partea Uniunii Europene este undeva la 1000 de miliarde de lei și cofinanțare din partea Consiliului Județean și a Consiliilor Municipale, Orășenești și Comunale în limita a 2%. Practic, pe total, valoarea proiectului este undeva la 1400 de miliarde de lei vechi. Ce s-a făcut? Depozitul conform de la Giro, care este în funcțiune, prin grija Consiliului Județean, fiind administrat de un serviciu public al Consiliului Județean,
s-a apelat la această situație excepțională pentru că, așa cum cunoașteți, nu era loc de depozitare în județ. Depozitele vechi au fost închise tot prin acest proiect SMIP. Iar mulți dintre dumneavoastră vă confruntați nu de aici din zonă, aici s-a ieșit o posibilitate, dar din celelalte zone trebuiau să ajungă prin județul Iași, de la Galați și atunci în Comitetul Județean de Urgență și împreună cu Consiliul Județean s-a luat decizia înființării acestui serviciu care a deschis depozitul de la Gilo. Depozitul este și el în fază de licitație, 12/12, acum asta este programată deschiderea ofertelor, pentru că în contractul de finanțare, condiția obligatorie este ca toate contractele de delegare a serviciului de salubritate, deci cele 4 pe 4 zone de colectare, transport, administrare, stații de transport și sortare, precum și contractul de depozitul zero, să se facă prin licitație publică. Deci nu s-a admis ca un serviciu sau o societate înființată prin aportul UAT-urilor să preia un astfel de serviciu. Deci, vă spuneam de depozitul de la Girov, aici în zona Romanului, la Cordun, deci prin proiectul SMIT s-a construit o stație de sortare și o stație de transfer. În Tașca s-a construit o stație de transfer, preluându-se, integrându-se în SMIT stația de sortare care a fost făcută pe fonduri FARE. În Târgu Neamț, aceeași proiect, o stație de transfer prin proiect, plus stația pusă la dispoziție de primăria, stația de sortare de primăria Târgu Neamț. În municipiul Piatra Neamț și cele 26 de comune, primăria, Consiliul Municipal a pus la dispoziție stație de sortare, stație de compostare, iar primăria Roznov, stația de sortare, deci au fost integrate în acest program SMIT. Deci, în afară de investițiile acestea, au fost făcute investiții în containere de, pe cele 4 categorii, deci container de 1 pe 1, menajere și pe cele 4 categorii, sticlă, hârtie, plastic, le știți dumneavoastră foarte bine. De asemenea, în platformele care există în fiecare comună, plus o serie de mașini, utilaje, care se regăsesc pe fiecare zonă în parte, iar la depozit o stație de levigat care practic asigură, să zic așa, nepoluarea apei freatice cu ceea ce rezultă din depozitul de la Giro. În fiecare localitate, știți dumneavoastră, unii erați și acum 8 ani în funcție, au fost stabilite acele platforme, pentru că acest proiect, atunci când a fost gândit, spuneam înainte unor colegi, dar o să o mai spun o dată, deci din ce mi-au spus și mie cei care au lucrat la vremea respectivă, deci s-a pornit de la ideea că regiunea Moldova, ca și nivel de sărăcie, este locul 2 din Uniunea Europeană. Din păcate. Și atunci s-a mers pe ideea ca să fie un serviciu sustenabil și pentru asta s-a spus să facem pe platforme, operatorul ridică de pe platforme, iar cetățenii trebuie să aducă deșeurile sortate pe cele 4 categorii pe platformă. Ăsta este principiul, iar tariful este stabilit pe persoană după același principiu stabilit la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României, poluatorul plătește. Deci, indiferent că spuneți o persoană că nu face gunoi, noi știm că orice persoană în viață poluează, indiferent că arde gunoiul, că îl îngroapă, deci într-un fel sau altul poluează și atunci ca să se elimine această situație, s-a mers pe acest principiu, poluatorul plătește, de aceea taxa este pe persoană și este calculată în ofertă funcție de cheltuiala pentru a ajunge la fiecare platformă, la fiecare
localitate. Deci despre, v-am spus că despre contract vom discuta mai mult și modalitatele de acțiune și ceea ce trebuie făcut în perioada după semnarea contractului, deci urmează o perioadă de 90 de zile, perioada de mobilizare în care operatorul trebuie să preia toată infrastructura pusă la dispoziție prin proiectul SMIP și de asemenea trebuie să regleze o serie de probleme cu dumneavoastră la nivelul fiecărui operator pe care le vom discuta după aceea. Deci, așa cum știu că am fost în multe întâlniri, la multe ședințe de consilii locale, este o noutate și asta este rugămintea mea, trebuie să respectăm acest proiect că este cu finanțare europeană și nu vă spun mai mult ce înseamnă, ce repercusiuni pot să vină în situația în care, de exemplu, o parte din infrastructura plătită din fonduri europene, platforme, containere, nu sunt în uz. Imediat ne va spune, n-aveați nevoie de ele, de ce le-ați cerut, vi le imputăm. Deci asta în mare, domn președinte, intrăm în mai multe amănunte după semnarea. Ah, și să văd că uitați că e esențial. Deci au fost două licitații. Pro prima licitație am anulat-o noi, Adi Eco Neamț, de fapt în numele dumneavoastră, pentru că a fost o singură ofertă a aceluiași operator, iar legea 51 din 2006, de la acea vreme, prevedea că trebuie să fie minim 3 oferte. Între timp a fost modificată legea, nu mai este această condiție de 3 oferte, 3 ofertanți cu 3 oferte valabile, de se poate și cu una, dar îmbucurător vă spun că la această licitație câștigată din nou de Rosal au fost 2 oferte, deci un consorțiu de firme din afara județului, parcă Suceava, așa, și câștigător a fost Rosal Neamț. V-am spus lucrul acesta pentru că am citit, am mai auzit că s-a făcut atribuirea de către Adi Eco Neamț. S-a făcut atribuirea în urma unei licitații publice. Comisia de licitație, așa cum cunoaște, a fost alcătuită din specialiști de la Consiliul Județean, de la Primăria Roma și de la Primăria Văleni. Deci oamenii n-au fost din aparatul tehnic al Adi Eco Neamț, ei au făcut evaluarea ofertelor, ei au stabilit punctajul, ei au stabilit oferta câștigătoare și agentul economic delegatul câștigător. S-au întrebat? Da, bună ziua tuturor, vă salut, mă bucur să ne revedem. Într-adevăr, pentru comunitățile noastre, pentru zona 2, zona Roman, spunem noi că s-a rezolvat o problemă, cel puțin în ceea ce privește sortarea și transferul deșeurilor către depozitul conform de la Giro. Însă, cred eu că sunt în asentimentul tuturor când spun că pentru noi greul de a vedea cum începe. Va trebui foarte mult să lucrăm prin campanii de informare alături de operator pentru a conștientiza populația în vederea colectării selective a deșeurilor și acest lucru nu se va realiza de pe un an pe altul și va fi un proces de foarte lungă durată. Însă cu toții trebuie să înțelegem că dacă vom colecta cât mai selectiv, putem avea în viitor prețuri accesibile și avantajoase pentru cetățenii. Și acest lucru trebuie să înțeleagă până la urmă toți cetățenii comunităților noastre, că doar în urma unui proces de colectare selectivă putem să avem prețuri avantajoase. Mă bucur totuși că într-un final s-a realizat acest pas, un pas pe care noi l-am așteptat de foarte mult timp și care a generat foarte multe probleme comunităților noastre, însă aici încolo sper într-o colaborare bună cu operatorul de salubritate, astfel încât toate problemele cu care ne vom întâlni pe parcurs să le putem gestiona împreună și să venim până la urmă în sprijinul cetățenilor pe care noi îi reprezentăm. Mulțumesc.
Vă mulțumesc. Domnule primar, sperăm să programarea să înceapă bine, o să dau citire proiectul de hotărâre și după aceea, după aprobare, de dumneavoastră cei care vor să ia cuvântul și să spună câteva lucruri legate de acest eveniment care se petrece în zona 2, un an, poate să ia cuvântul, da? Deci, hotărârea numărul 6 din 4-a 4-a 2018 privind atribuirea și încheierea contractului de legare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale serviciului de restaurabilitate a unităților administrative teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeamț, zona 2, județul Neamț. Adunarea generală a de Econeamț, zona 2, având în vedere prevederile articolului 16, alineatul 3, litera T, din statutul AD Econeamț, dispozițiile articolului 23, alineatul 1, litera B, ale articolului 43, alineatul 5 și articolului 29, alineatul 7, din legea serviciilor comunitare, de utilități publice numărul 51/2006 și a legii 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților publicată, prevederile articolului 82.8 litera A din legea 100/2016, luând acte de parte de sentința trenului, în termenul articolului 20, alineatul 46 și a statutului Econeamț, hotărăște se aprobă atribuirea contractului de concesiune de legare pe număr. Concesiunea gestiunilor activități componente ale serviciului de salubritate a unităților administrative teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeamț, din zona 2, județul Neamț, către SECE Rosar S.A. Roman, ofertant câștigător ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică. Articolul 2. Se aprobă încheierea contractului de concesiune de legare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate a unităților administrative teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeamț, zona 2, conform anexei 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă redevența și tarifele aferente de serviciilor prestate de operator conform anexei 2, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 4. Se acordă un mandat special domnului Adrian Diacon, președinte de Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Neamț, în numele și pe seama UAT-urilor, membre ale Adunării Generale ADI Econeamț, zona 2, să semneze contractul de concesiune de legare prin concesiunea gestiunii activități componente ale serviciului de salubritate a unităților administrative teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț, zona 2, județul Neamț, în forma aprobată potrivit anexei 1 din prezenta hotărâre. Președintele Asociației de Dezvoltare, prin intermediul aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Comunitară Econeamț, autorităților și persoanelor interesate. Mă rog, semnarea. Da. Să punem la vot hotărârea. Cine este pentru? Există abțineri? Și o abținere, când am văzut un ingresul toată lumea de asta. Cu abținere? Nu. Când am văzut mâna la tot, am scris că nu este interes. Votul i-a fost adoptat. Rugăm pe reprezentantul operatorului să vină să semneze contractul. Vă începe față. Da, vă rog pe domnul primar prezent. Da, o să mă urmăresc domnul director de la locurile și nu vreau să-l ține doar cu prea mult știu, nu știu cu ajutorul noastră, timpul e scurt și scurt de bani. Vă spunea domnul primar despre necesitatea implicării dumneavoastră a aparatului primăriei în sprijinirea operatorului. Mai întâi trebuie să știți și acolo unde nu există, sunteți obligați prin lege să aprobați în Consiliul Local o taxă de salubrizare.
deci inclusiv municipiul Roman și cu regulament de încasare, pentru că legea 211 din 2006 spune clar că pentru, în situația persoanelor beneficiare, deci fizice sau juridice, beneficiare ale serviciului și toate sunt beneficiare, care refuză să încheie contracte sau care refuză să achite, deci operatorul are dreptul de la lege să execute silit bugetul local, iar primarul este obligat să încaseze taxa de salubrizare de la cei care n-au semnat sau care... Deci este o prevedere legală care a fost introdusă în sfârșitul anului 2016, cred că. Și pentru aceasta trebuie să aveți această taxă de salubrizare. Această taxă vă poate ajuta pentru că, așa cum v-am zis, potrivit contractului, operatorul are obligația să preia de pe platform. Dar dumneavoastră știți că trebuie să asigurați și salubrizarea domeniului public și privat. Văi, râuri și așa mai departe. Va trebui să cheltuiți bani pentru asta. De aceea, din experiența celorlalți colegi care au contracte de rulare pe zonele 3 și 4, vă spun, unii au pus taxe chiar triple, dar duble peste tot. Și omul i-au trimis acasă hârtie de la primărie, dacă nu încheiați contractul cu operatorul, taxa de salubrizare este dublă. Deci nu e niciun fel de amenințare. Așa au găsit lucrul, pentru că este important proiectul acesta să vrea, de fapt, cointeresarea și conștientizarea întregii populații și agenților economici, mulți din ei care spun că nu fac niciun fel de gunoi, așa, de a contribui, de a își da silința la menținerea localității curate. De aceea știu că este un efort. Oamenii au fost învățați să facă serviciu din poartă în poartă. Este un efort să ducă gunoiul pe platformă. Dar așa am zis că măcar acolo unde se poate, măcar reciclabile să le ducă pe platformă, astfel încât operatorul să poată să vină mai rar să ridice. Pentru că în ultimă instanță, cheltuielile acestea, să zic așa, sunt datorate, v-am spus, necesității de a presta serviciu conform grafic. Și ați văzut în documentație că, de exemplu, în mediul rural, este o dată pe săptămână trebuie să vină operatorul acolo. Deci el găsește, nu găsește gunoi, trebuie să respecte acest grafic. Că putem să mai discutăm cu graficul și cu toate celelalte, deci după 12 luni de execuție, deci în anul 2 de contract, putem să venim cu o serie de modificări. Dar până atunci noi trebuie să respectăm documentația care a fost în licitație, știți ce înseamnă o licitație, a venit după aceea și a făcut modificări, putem să atragem reclamații de la alții care pot să spună, domnule, că dacă știam că e așa, o aveați așa, păi mă scriam și eu. Deci aceasta este prima rugăminte și primul lucru, această casă. Apoi, trebuie să pregătiți situația clară cu numărul persoanelor și agenților economici și a instituțiilor care trebuie să o predați operator. Vă mărturisim că în documentație numărul persoanelor este cel după statistică și este la nivelul anului 2014-2015, pentru că atunci am început aprobările și toate celelalte și alte date noi. Iar în statistică populația este mai mare decât la nivelul anului 2009 când s-a făcut studiul de oportunitate. Deci operatorul și-a calculat oferta după numărul de persoane și pe tariful acesta. Și apropo de tarif, tariful el este stabilit anterior, deci v-am zis, a început de mult, deci nu cuprinde salariul minim pe economie, creșterea salariului minim pe economie și nici creșterea accizelor la carburanți. De aceea, în perioada de mobilizare, după ce operatorul își va face calculul, va trebui să aprobați în fiecare Consiliu Local
majorarea tarifului cu această creștere care este obligatorie de la lege. Dacă n-ar fi fost prin lege, nu găseam motiv. Trebuie să mai știți un lucru. ANRSC-ul, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Publice, nu dă licență de practicare a serviciului, de execuție a serviciului, decât dacă operatorul îi face dovada că are și un profit. Deci nu se poate duce cu documentația pe pierdere, pe minus. Din experiența celorlalte zone, n-a fost tariful prea mare, undeva în jur de 60-70 de bani pe persoană. Mai o să vedeți acolo și m-au întrebat doi domni primari mai înainte de ce tariful la agenții economici este mai mare și este fix. V-am zis deci motivul cu gradul de sărăcie. La populație tarifele sunt plafonate prin contractul de finanțare și tarifele, o să vedeți acolo că le-ați aprobat și dumneavoastră, cresc într-un ritm procentual în fiecare an. Noi suntem cu mult sub tariful plafonat pentru 2018. Suntem cu mult. Așa a ieșit la licitație. Ne încadrăm în acest plafon, dar în același timp, poate ca să mențină plafonarea asta, s-a impus pentru agenții economici, într-un fel, să spunem așa, că ca operatorul să-și poată să compenseze o parte din cheltuieli de la agenții economici, dar nu neapărat prin tariful de colectare, ci mai ales prin cantitatea de reciclare. Pentru că veni vorba de reciclabile și în regulamentul nostru județean și în legislație, ați văzut și acum există pe site-ul Guvernului o ordonanță de urgență care va intra în aplicare, în vigoare, probabil nu peste mult timp, în care sunt stabilite obligații concrete pentru sortarea la sursă, pentru indicatorii care trebuie în 2020, trebuie să ajungem la 40-50% de deșeuri reciclate, care să poată fi valorificate de către operator. Și aceste sume obținute din reciclabile și le-au prevăzut în oferta financiară ca să vină în compensarea cheltuielilor pe care le fac. Deci cu cât cantitatea de reciclabile este mai mare, cu atâta operatorul își acoperă costurile și atunci, sigur că solicitarea de majorare a pus amenzi. Iar ca amenzi, deși deja cu una în vigoare taxa de mediu 50 de lei pe tonă, iar de la anul 80 de lei pe tonă la depozitare și anul următor trecut 120 de lei pe tonă. Ori avantajul care este în proiectul SMIP? Cel puțin la Roman, unde aici punem la dispoziție operatorului stație de sortare și de transfer nou. Deci poate să îndeplinească operatorul devierea de la depozitare, reciclarea, dar la stația de sortare trebuie să ajungă de la sursă, adică de la gospodăriile populației, deșeurile sortate. În regulament, în contract, în ceea ce s-a aprobat astăzi. Deci populația are obligația minim 10% să facă sortarea la sus. Îmi spunea un domn primar, zice, domnule, noi ne-am mobilizat și chiar domnul primar de la Poenari, discutam acum câteva zile în urmă, care fac o sortare efectivă cu oamenii de la 416, cu ceilalți, deci le-a găsit și de-acolo o asemenea sortare. Sigur că vine în folosul operatorului. Că începând cu anul 2 contractual, să se apară și în lege, operatorul trebuie să vină cu idei de cointeresare a persoanelor fizice și juridice. Adică dacă îmi dai mai mult sortat, sigur că pot să-ți iau, de exemplu, menajerul la un preț mai scăzut sau la să nu mai plătești. Deci există variante din asta, ele vor fi prevăzute și în lege. Dar trebuie să începem cu, cum să zic, în primul rând, cu acest sprijin al operatorului, astfel că în
la sfârșitul celor 90 de zile, perioada de mobilizare, să zic, să ajungă la un grad de contractare de circa 70%. Și că este mai ușor, cel puțin în Roman și în comunele în care operatorul execută acest serviciu, este mai ușor. Este un avantaj, să spun, și cred că putem să facem acest lucru. Pentru că, la rândul lui, operatorul este pasibil de sancțiuni care sunt prevăzute în contract pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță care îi cad în sarcini. În mare, mai răspund la întrebările dumneavoastră, că sunt multe și nu pot să... Deci, de fapt, de lei pe tonă de societăți termină sau pe an? Nu, pe tonă. Cum o cântărește? Păi o cântărește operator. O cântărește operator. Nu, ca modalitate. Cum cântărește la fiecare societate? Cum spune operator? Stăram de colaborare bună cu 70% din dumneavoastră ne cunoaște și colaborăm. Cele mai multe probleme care sunt, le-au spus domnul director Șembrea, referitor la întrebarea dumneavoastră, există un standard și un tabel prin care, în funcție de suprafața domeniului de activitate, se alocă o cantitate pentru respectiva societate. La, de exemplu, la Roman, prin taxa specială care au aprobat-o luna trecută, deja era prins standardul cu tabelul cu tot. Acel tabel o să vin la fiecare dumneavoastră, o să vă prezint. O să vedeți fiecare ce domeniu știți de la poate dumneavoastră, ce domeniu de activitate. Cum spunea la aia care fac, deci poți face cântării. Deci la aia care semnează. Deci, asta înseamnă cântării, am înțeles. Din cauza tot la locul persoanele celorlalte. Asta nu se poate, nu poți să cântărești lui la... Individual, da? Individual. Dacă este un agent mare care procedează contract separat și bine că este individual. Dar dumneavoastră spuneați pentru cei care, așa cum spuneați, cum ei nu fac cu noi, că cum e la oraș și îl duc în contractele asociațiilor de proprietari sau îl duc pe platformele dumneavoastră, vedeți că platformele sunt domeniul public și dacă, repet, oamenii nu plătesc, va trebui să plătiți dumneavoastră din bugetul local. Pentru că au trebuit toate dimensionate ca să încadă între trei, știu eu, containere, de toate platformele. Da, da. Cum ține terenul care s-a pus la discuție? Nu, nu a fost nicio discuție. Așa că eu așa am găsit, nu a fost nicio discuție. Da, cum adică o platformă, deci discutați cu Mandea. Deci cu Mandea. Deci au fost oficial, s-au trimis delimitare, deci platforme trebuie să fie pe domeniul public, toate sunt amplasate în funcție de sate și solicitări cu aprobare de hotărâri de Consiliul Local. Nu erai mai dacă. Stai un pic, domnul primar, hai să te arăt de ce spune. Dar numărul de platforme a fost impus. Sunt platforme la 2 km, una față de celălalt. Dar numărul de locuitori a fost... Sunt de acord, dar am platforme la 2 km. Locațiile lor, nu-ți bătem cu ele, pot fi mutate. Nu, dar stai un pic și se pot suplimenta, nu neapărat făcut la platformă, dar și operatorul, ca și dumneavoastră, mai aveți fiecare număr de containere, mai mici, mai mari acolo, și stabiliți cu operatorul, nu la 2 km. Bine, îmi pui și mutare locul. Da, pentru populație. Așa am înțeles, da? O să fie numărul lor exact ca și numărul unităților de compostare. Adică am primit 220 de unități de compostare, o să fie 220 de containere mici pentru populație? Nu se dau cu verde. Deci se dau doar containerele de pe platformă. Uitați în caietul de sarcine acolo, e stabilit ca fiecare un număr de platforme, 20-30 și poate de aia. Sunt făcute, nu pe toate sunt 4 ca mine, pentru că n-a fost loc. La unele sunt cu 3 ani, dar s-ar putea să fie într-un alt loc, o singură cabină. Aia este pentru rezidual. Am înțeles. Am înțeles. O a doua întrebare. În mod normal, bunoiul menager de cel bio,
trebuie să intre în compostoare, pentru că aceste compostoare, nu știu dacă mulți ne-au zis că chiar sunt foarte utile. Chiar produc gunoi de grajd. Ții un an de zile și după aia de acolo scoți gunoi de grajd. Și poți să frunze, crenci, altele. Asta înseamnă că la noi o să fie gunoi de grajd. Deci nu discutăm de așa ceva. Nu, a doua întrebare este următoarea. Noi o să încercăm să mergem în continuare pe acel gunoi selectiv. Îl predăm Rosalul. Rosalul să vii cu o singură mașină și o să încarci tot la grămadă. Ce facem în cazul ăsta? Nu. Deci, dar nu te interesează o operatoră să dea la grămadă. Eu înțeleg. Proiectul că așa se întâmplă. Da, așa se întâmplă acum. Nu știu. Așa se întâmplă. Proiectul, avem un grafic de ridicare a deșeurilor separat. Cei categorii. Deci avem un traseu separat. Am înțeles. Am înțeles. Acum noi luăm bani și ne acoperim o parte de cheltuieli. În viitor o să vă dăm și o să pierdem acele... Nu o să pierdeți, o să mai plătiți acea taxă de mediu și acea penalizare din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Cine gestionează cantitățile de reciclare? Vor fi toate cântărite la stația de sortare de la Cordul. De global. Mănâncă câinii, la sfârșitul stânii să sfădesc stăpânii. Pentru noi, ce am văzut pentru mine și toți colegii care sunt prezenți și marea majoritate sunt cu stații vechi în administrație, eu vă spun că noi am mai făcut așa ceva, când odată finanțele am preluat niște debite de nu știu câte miliarde. La fiecare UAT la ora asta sunt 7-8 miliarde de debite. La fel și colectarea selectivă va fi o problemă mare, având în vedere că la ora când corectăm la grămadă, cu pisicile, cu găinile moarte și cu sticla și cu fierul și cu vrejul de la nu știu ce, deci coercitiv către cetățeanul din comună, nu poți să-i dai prea mult pentru că îți arată o bravă și zici că în 2020 am eu grijă de matare ca să nu mai și... Deci îți spun, vrei. Iar de acolo, vicele primar și el stă și el pe stânga, tot îi urmărește ca să ia locul primarul. Să ia locul primarul, că zici că e cârtița primarului și ia locul. Și atunci o să fie o problemă pentru că o să fim în imposibilitatea, dacă ajungem la blocarea bugetelor locale și o să ajungă și pe acolo, că o să vedeți marea problemă care este că operatorul, dumneavoastră, eu n-am lucrat cu dumneavoastră, am lucrat cu armarii, dar nu e important asta. Când o să mergeți la populație, populația o să o găsesc reticentă și foarte rece. În sensul că ce, eu nu fac, când fac, nu știți, atunci repercursiunea va veni către administrația locală, către bugetul local, către primar și așa mai departe. Eu zic că este un început, nu pot să spun că eu nu sunt contra sau la Bozieni avem mai bani în geam și nu promovăm acest proiect. Am fost de acord deodată. Dar o să fie cu mari greutate de făcut și mai ales fondurile care și sumele care se ridică, o să fie probleme mari, având în vedere că bugetele sunt cum sunt. Deci la cotă de avari, deci ca să nu spun altfel. Mai mult decât am plătit, nu o să mai plătim, sigur. Ai și dai mai mult, te spun eu, sigur. Dar și mai era un 50 de lei pe an, nu? Am avut la armadi, dar nu eram treabă cu asta. 40 de lei plus TVA pe tonă. Am avut corectare la grămadă, pe paușal, pe tulumba care am adus-o acolo. Ori acum omul învăța să ducă la platforma care e acolo, duce și pisica, duce și cățelul. Nu poți să-i implici pe cei de la ajutor social prea mult în selectarea selectivă, pentru că ei au putut, în normele aprobate anual, deci trebuie, dacă nu ai, trebuie să privești așa ceva și nu poți să pui omul să facă selectarea cu atâta timp cât nu ai stabilită ca măsură. Prevezi-o în prima dată. Bun, asta trebuie să se face anual, cu normele pe bărbat de vie și nu poți să pui oameni să-ți umbli pe acolo ca ai să mai găsești unul intelectual la ajutor social și că... Domnul primar, vine pe domeniul public, cei de la ajutor social vine pe domeniul public și domeniul public colectează ceva. Bine, bine. Găsim soluții și statii. Nu e de dorit să-i folosim oameni. E de dorit ca fiecare să facă lucrul ăsta. Și domnul primar, că suntem de la începuturi în administrația publică. Poate că vă amintiți când am zis că acum 20 de ani, când au venit alegeri și au făcut depozitul de la Piatra Neamț, tot așa într-o discuție cu toți primarii, vedeți-vă treabă că la noi nu o să implementeze nu știu ce. Și eu,
constat acum, dar nu acum, cu mulți ani în urmă, că în fiecare comună există un sistem de colectare a deșeurilor. Deci există, al dumneavoastră, așa cum funcționează. Trebuie să facem pasul 2, deci oamenii sunt conștienți și marea majoritate a oamenilor sunt și curați. Și nu văd bine cu ochi buni pe aia care aruncă și fac. Așa că eu zic că folosul electoral va fi de partea primarului care va impune legea. Că și noi trebuie să facem legea. Majoritatea au copii, nepoți în străinătate. Acolo cum se poate? Și România e obligată și dar e condamnată să facă lucrul acesta, pentru că nu putem merge în continuare să spunem că noi nu facem gunoi, dar toate văile, toate albile sunt pline, da? Bă, cât să mai spunem că vin de la Suceava? Că de la Bacău spun că vin de la Neamț. Nu putem să spunem, trebuie să punem cu toții să facem efortul acesta. Iar, doamna primar, ce întrebați dumneavoastră cum să faci, să știți că programul informatic care este tot timpul sub control la ADI Econeans. Deci noi ne uităm tot timpul cum intră, iau pe fiecare mașină și pentru că la rândul lor trebuie să stabilească pe fiecare oarte și nici dumnealor n-au interesul decât să-i stimuleze pe cei care îl ajută și pe celălalt care nu vrea să miște nimic, păi o să-l lase cu cantitatea și aia să plătească și la fondul de mediu și la cantitatea lor. Deci, cu implicare să poate ajunge, trebuie să înțeleagă oamenii că trebuie să facă un efort, că până la urmă, dacă umpli un sac cu petrol și îl duci acolo în containerul la un kilometru, hai să zici, există riscul să vină alții să le fure de acolo, dar și asta prin ordonanța asta de urgență se interzice ca persoane fizice să mai capte autorizație de colectare. Deci vor trebui să fie numai agenți economici cu autorizație, că acum s-a scăpat. Mi-au zis, domnule, dar eu am contract cu cutare care mi-a și-mi duce gunoiul la Bucuș. Nu, deci acest, dat fiind că este o hotărâre a Consiliului Local, a fiecărui și a Consiliului Județean, prin care ați aprobat regulamentul județean, nu ne spune că operatorului se asigură exclusivitate pentru zona de colectare. Acolo, în documentație, în caietul de sarcină, avem cantitățile estimate pe fiecare oarte, pe județ, funcție de care operatorul și-a făcut oferta tehnică. Deci oferta financiară, populație și cantități. Știm că nu sunt reale, de-aia v-am zis că după 12 luni putem să umblăm și să facem modificare. Dar până atunci, haideți să-l punem să facem treaba asta. Dacă vă spun cum se făcea cu ceilalți operatori, nu vreau să vă spun pe unde ducea, că omul venea tocmai de la Ceahlău. Și pentru cei care mergeau eu cu zăporul, mergeam des acolo, în fiecare primăvară, rupea dealuri, munți întregi de gunoaie, dintrebam de când intra Bistra. Păi, bă, dar de unde-s gunoaie? Și toți îmi spuneau, păi, le aduc ăștia și le îngroapă aici. Nu mai este posibil. Acum este gestiune, deșeul este gestionat la fel ca oricare, eu știu, rezervă minerală. Pentru că, în principiu lansat de Uniunea Europeană Economia Circulară, deci deșeurile vor fi folosite. Și am văzut că și la noi în țară, deja am văzut la televizor, deci unii care aveau o fabrică de pungi de asta de plastic, totul refolosibil, deci care se degradează în 5 minute după ce. Deci se poate. Prin ordonanța asta de urgență, dacă se aprobă, de la 1 iulie vor fi interzise pungile de plastic de o anumită grosime. Deci să merge, că plasticul îi trebuie 500 de ani ca să... Domnul președinte, mai mult întrebare și atât... Altul mai de la zi. Da, vă rog, dar e bine să discutăm. Noi predăm selectiv firmei care a câștigat licitația. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cantitatea la noi o să fie foarte mică de gunoi. Aici se plătește un tarif pe lună. Chiar dacă cantitatea... Pe persoană, așa. E corect ca să plătim pe persoană și cantitatea care o predăm, și selectivă, și foarte mică, să fie la fel ca la toți ceilalți? Da, pentru păi, că... Nu știu dacă e auziți, sau să fie. Da, dumneavoastră de la Poenari, dar ce-ar spune locuitorul din Cordon? Dar la Cordon se duce de 4 ori pe lună și la mine poate vine o dată la 2 ori. Plătește același tarif,
Deci este același tarif. Ar putea să spună, bă, dar el la Valea Ursului, apoi nu are plată că se plătească mai mult. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este... Dar atunci lăs și eu să-l aduc la grămadă. Vine de patru ori, e mai corect așa, aduci. Decât să vină să le iau dată să le închid. Și o să ne blocăm bugetele la primul an. Domnul director vă spune că dacă este selectiv, poate adevărat... Dacă nu este pus selectiv, noi atunci nu am ridică. Pare obiectul deșeului respectiv și atunci îl trecem la deșeul rezidual. Vă garantez eu cum o să fie nicăieri. Deșeul rezidual o să trebuie să fie deșeul. O să vedem. Am avut și containere și știu ce să stă. Am avut și containere și erau mai mizerii. Un model de hotărâri, ca să nu facem un trizări de fierul diferit, un model de hotărâri pentru care stabilim taxa, cadru, și noi fiecare trecem. Ca să nu facem un șerp de fierul. Va mai trebui stabilit să vă trimitem modele de contract individual, că trebuie și vara aprobate. Vor fi contract pentru persoane fizice, pentru persoane juridice și pentru OATE. În sine, în care acolo, deci este prevăzută și posibilitatea asta. Deci, asta te zice. Din păcate avem, deci au votat contractul în Consiliul Local și primarul refuză să semneze contractul lui pentru primărie. Păi cum, dar nu faci cu noi la primărie? Păi nu fac. Dar atunci și mai cer la cetățeni. Dacă tu spui că nu faci la primărie. Deci vă trimite modelul ăsta tot în perioada de mobilizare. Punctul de colectare. În afară de colectare, în afară și drumul model, da? Când vin în afară și drumul, eu scot problema în fața porții și îmi e cu noi. Și să vă zic eu, trei ori stăfiesc cu noi, eu merg în fața porții, să duc la un kilometru unui container. Eu plătesc, puneți-mi un serviciu la poartă să ne ieși mie gunoi din fața porții. Da. Și dumneavoastră îi spuneți. Ce pot să-i spun? Deci hotărârea... Da, tot fie înainte. Da, cu costuri suplimentare. Deci cu costuri, eu plătesc gunoi să ne ieși din fața porții. Eu vă spun că din experiența celorlalte zone unde s-a acceptat așa la poartă, deci nu plătesc nici la o creștere a tarifului cu 20%, nici așa nu plătesc. Chiar pentru cel care vine odată din afară, să spun așa, dacă la el acolo în orașul care stă Consiliul Municipal a hotărât așa, e lege pentru el? E lege, nu? Păi, noi asta este... Și noi să implementăm chestia asta? Domnul primar, spuneți de tariful ăsta care v-am spus că este simbolic, spuneți că e mare. Credeți că dacă îl implementați din poartă în poartă și vă crezi că crește tariful, ăla o să fie încasat? Nu. Nu. Pentru că este o greutate în plus și un preț de cost în plus pentru om, nu pentru prestator. Prestatorul, până la urmă, atât dacă găsim înțelegerea, așa, el vrea bani, face treaba. Efectiv, în cazul ăsta, omul când îi spui că trebuie să dea pentru rural, pentru urban, taxa care o stabilește pentru persoane juridice, să-i spui ca să-l corecteze din poartă în poartă, trebuie să mai dea nu știu cât, nu știu, omul nu va accepta. Poate spune ce înseamnă oprire în poartă? Nu se poate, nu acceptă, pentru că pensiile în ultima perioadă la mediul urban nu au crescut, sunt mare majoritate, sunt pensii sociale de agricultură și salariați puțin, deci nici nu se vorbește de corectare de acolo. Sunteți la punct cu platforma guvernului. Platforma de creștere a pensiilor. Nu vor fi soldate. Când a fost mai mult. Întrebarea mea la dumneavoastră este următoarea. Platformele astea de colectare a deșeurilor au fost construite. Ați spus că... Trebuie să vorbească la chimica. Articolul 29. Începător ca nu. Bunăvați, sunteți la tineretul ea cu dumneavoastră. Tineretul a fost cu platforma guvernului la pensii. Să triplează pensiile, să măresc salariile, orice îi smărește. Vrei mandolină, tari din bucătate. Faceți guvernul de rușine. Băi, tu ai două luni de primărie, nu știi nici la București, vorbești. Domnul președinte, eu aș vrea să înțeleg, să spus că domnul primar de la Roman va fi un început foarte anevoios. Deci aș aduce aminte acum 10 ani, când am fost în Austria, s-a trecut de la curul de la colectarea selectivă, s-a trecut și s-a pus mare accent pe stații de sortare, să știți. Pentru că operatorul va veni, va ridica cu bela, el o pune în mașină, nu știe ce are acolo. Și va vedea când va duce, dacă duce plastic și găsește fier acolo, să vedeți și problemul spin. Și o spin.
Și atunci cel mai mare accent se va pune pe stațiile de sortare. Și va fi cel mai eficient, să vedeți. Așa cum a spus dumneavoastră, domnul Ședrea, noi am fost condamnați. După fuie, să facem așa, așa facem. O să mergem așa, dar o să fie foarte greu. Asta înseamnă că suntem pesimiști. Dacă două minute n-are voie, eu vreau să vă spun că ce spunea domnul director general. Începuturile, am fost unul din cei trei primari care am participat în Danemarca, primarul de la Tașca cu... Drăga. De la Găină, domnul Găină. De la Tașcova. Și de la Piatra Șoimului, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, Dan Constantin. Deci asta era în 2003. Ne-am dus în Danemarca înainte de a începe proiectul România. Am mers cu microbuzul de 6 acolo, ne-am dus în Danemarca. Primul șoc a fost la intrarea în Danemarca, pentru că am ajuns acolo în jurul orei ferivotul din Germania. La ora 19, la 20 să ne cazăm. Și când să ne cazăm, era o pejine privată, 6 camere, deci private, nu publică. Până ne-am dezbrăcat, până nu știu ce, s-a făcut ora 9 și ceva. Și vine la 9:20, că eu mi-a zis, I'm sorry, closed. Domnul președinte, ăsta zice că închide. Zice, era 9:20. La 9:20, zice, domnule, la noi, în Danemarca, deci toate instituțiile publice și private, iar în datație publică, în afară de la speciale de noapte. La ora 20, la 10, se închid. Foarte cum? Noi venim din România. Știți ce ne-am spus? Dacă vine primul ministru al Danemarcei, tot closed, pentru că mâine, dacă n-am închis, ni se ia licența. Deci a doua zi, nu peste... Bun. Am înțeles, am lucrat sus. Bine, a doua zi am mers la... să vedem cum se procesează cu mai. Și am mers la o localitate, cum e Târgul Neamț, la 20 metri locuitori. Și am zis, cum faceți selectarea? Asociațiile de proprietari le colectează selectiv și le vinde unui operator care produce energie. Zic, cum așa? Păi, asociația de proprietari cu fabrica respectivă produce, deci noi o soltată, așa, dar vreți să vedeți cine e fabrica asta care are gunoaiele care produce energie. Și ne-am dus acolo, cam cu primăria României, cam 4.000 de metri pătrați, 3.000 de metri pătrați cu totul ăsta, ca într-o farmacie. Cum e aici curat, așa e la acolo. Și au venit 5 domni, cu cravată, noi eram la drum, în cămașă, nu puteam să mergem în costum, 3.000 de km cât am parcurs în Europa în 10 zile. Și directorul de sistem, directorul, zic și muncitorii, păi, noi suntem mărea. Cum, dumneavoastră? Și cine conduce această fabrică? Cine? Ne ducem în camera de comandă, pe calculator, intra mașina, se videa spațiul, dădea drumul acolo, era un computer care spunea, vorba lui domnul primar, vedeți că aici aveți 5% alte materiale care nu sunt combustibile. Spune cine e, de la cine a fost colectat? De la Asociația 14. Pe Asociația 14 va primi cu 10%, 15% mai puțin. Erau penalități pentru asociația de proprietari care duceau drumul ăsta. Bun, și păi intră asta și la urmă ce iese? Orașul i-a încălzit prin termoficare. Tot orașul termoficare, nu ca la noi cu stații, fiecare cu centrală pe gaz, cu termoficare. Și producea și abor tehnologic la 200 de grade pentru agenții economici. Zic, bun, și cât costă pe cetățeanul din oraș? Păi zice 40 de euro. Cu 40 de euro pe lună. Zic, 40 de euro dacă mănânc la restaurant și aia, păi da, zice, din refolosirea gunoaielor astea, atât costă cetățeanul. Deci cam 5% din veniturile lui lunare, că erau 3.500 de euro avea atunci, median, la Danemarca. Plăteau 40 de euro încălzirea pe o lună de iarnă. Zic, dar cât e suprafața dumneavoastră? 100-120 de metri pătrați? Nu. La noi, media e 60 de metri pătrați. Nu locuințe ca români, facem mare până la... să nu, putem să încălzim. Deci totul e raționalizat. Deci, bun, și cu curățenia păstrăzi, cum faceți? Fiecare localitate e pusă sub supraveghere. La 1000 de locuitori, atunci, în 2004, aveau un comisar civil. A accesat sistemul, îl găsea pe cetățean că a pus jos gunoiul asta. A doua zi, poliția locală chema la judecător și în 7 zile era condamnat. Deci la mediu, în Danemarca, în 2004, nu existau amenzi, existau numai infracțiuni. Cum vă joi colectarea în anul următor? Deci unde erau
Acum, ce se plătea? Da, dar acolo se plătea, domnul președinte. Aici e o problemă. Subvenționat. O să ajungem și noi acolo. Eu spuneam, domnule, nici în 50 de ani o să ajungem în România. Iată că am făcut un pas. Nu mi-e trebuie încă 15 ani, probabil 20, 25 ani, deci voi acolo. La vizita care am participat în Austria, așa, mi-am dus tot la un prestator, eram Vosieci, 20, mai țin minte cât. Da, mi-a dus acolo la un prestator, printre altele, cei care prezentau acolo serviciile, i-au spus că vine o delegație de români, dar ei cum erau acolo, așa erau cu telefoane și masă. Prima problemă au avut când am intrat, noi au fost să iei telefoane și masă. Deci, fi bun. Întrebați. Așa, chiar așa. Chiar așa. Chiar așa. Nu mai iasă. Orice cum vă putem să aflățenie. Decontarea aceasta se va face tot cu dumneavoastră. Când, domne, am atâția cu contracte, atâția au achitat, nu li s-a execută imediat și nici bugetul local nu le execută imediat. Dar ați notificat? Există această posibilitate în lege. Eu nu am în față. Este capitolul executorului. Și e prevăzut termen, după 3 luni de zile se poate rezilia contractul și se poate trece la executare. Da. Citiți articolul 26, să-l audă cu toții. Deci omul încheie contractul cu Rotarul. Da. Automat. Plătește 20 de lei pe lună, să zicem. Eu, primărie, trebuie să am țacă specială de salubritate. Îmi mai plătește și mie 50 de lei pe gospodărie? Cum mă descurc eu? Haideți să luăm pașii. Deci, în astea 90 de zile de mobilizare, dumneavoastră, primul lucru care trebuie să-l faceți, să puneți nou la dispoziție populația cu nume, cu câți sunt locuitori. Noi, în aceste 90 de zile, ce spunea domnul director, trebuie să acoperim cel puțin 70% din toate datele care ne reprezintă dumneavoastră, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Noi vom avea un agent de teren care merge din poartă în poartă să încheie contractele după listele care ne-ați dat dumneavoastră, atât la persoane juridice cât și la cele fizice. După aceste 90 de zile, tragem linie, vedem din ce liste ne-ați dat dumneavoastră, cine are contract, cine nu are contract, cine a refuzat. Și atunci, cei care au refuzat, trec imediat exact. Special. La taxa specială a dumneavoastră. Care vrea să vreți să vă recuperați, pentru că noi nu casăm de la ea de această perioadă. Iar dumneavoastră trebuie atunci să aplicați taxa specială, să recuperați, care de asta spunea, poate să fie... Ce facem cu cei care nu locuiesc, locuiesc, nu plecați în străinătate și așa mai departe. Sau elevi, studenți. Și de grav este ca un cetățean care nu locuiește acolo să plătească taxă degeaba. Păi,
fost în idee legală, suntem prin spate în cămașă. Poate institui la un dat pentru cei care sunt plecați, poți să institui o taxă specială, pentru că el când îți vine odată pe acasă... Nu te anunță de obicei. Nu, el nu generează deșeuri atunci când vine. Vă aduc și modele de hotărâri de Consiliul Local din alte funcții, ne-au luat în calcul pe acea locuință o persoană. Putem învăța și din experiența celorlalți, dar în hotărârea asta în care a aprobat asta, dumneavoastră trebuie, vă prevedeți acolo care sunt persoanele care sunt scutite de taxă. Pentru aia trebuie să plătiți din bugetul local, să prindeți în bugetul local. Eu știu, veterani, 416, 16... Nu scutiți veterani. Dacă sunt. Nu sunt. Poți să stai de la Consiliul. Deci acolo unde... Deci puteți să faceți lucrul acesta. Puteți să puneți exact pentru cei care sunt plecați și vin odată doar în vacanță, odată pe lună. Și le spui de unde. Tot taxa aceasta li se aplică. Și lor pentru luna sau spui, o lună, domnul, să aplic taxa pentru 3 luni de zile, că așa e și la bloc, spune, domnule, e plecat, nu locuiește nimeni la apartament, dar în fața ușii lui îi dă cu mătura, îi spală, da. Păi nu trebuie să plătească. În fața porții lui pe acolo, poate, eu știu, mai taie unul burie, dar dacă aruncă nesimțiții chiar în fața porțului, în pietru și astea, le adună cineva, le adunați dumneavoastră. Păi, domnule, noi că ai plecat acolo și chiar nu plătești nimic. Dumneavoastră propuneți în Consiliul Local. Ei o să înțeleagă, mai ales că acolo știu că plătesc și încă mult și stric. Deci toate astea trebuie ca în fața Curții de Conturi, dumneavoastră, să stați, să reținu. Uitați-vă, la Târgu Neamț, de exemplu, ei au procedat altfel. Ei au dat în debit pe toți, și pe cei cu contracte și pe cei fără contract. Păi, domnule, că așa au zis tot de la Curtea de Conturi, păi, domnule, că nu poți să-l încasezi dacă nu este în debit. A plătit la operator, n-ai nicio treabă. N-a plătit, l-am în debit, l-am încasat. Pentru agenții economici, aceștia care spun că nu fac și nu de ce, vă spunea domnule, există un standard aprobat de Agenția Națională de Standarde în care îi spui pentru instituție, pentru funcție de suprafață, de urechi de activitate, de număr de angajați. Dar nu au făcut alții, au mers pe un abonament și au spus, domnule, eu asta plătesc abonamentul ăsta pentru că face contractul așa și nu-l cheamă luna asta, nu-l cheamă luna, peste 6 luni când să duce cu operatorul și spune, dar ce să-ți plătesc, că eu n-am dat nicio gunoi. Și el a dus gunoi pe platforma publică. Și nu că l-a dus, l-a amestec, le contaminează și pe celălalt. E problem. Deci asta este. Povestim de Danemarca. Acolo este religie. Și nu de ieri. Și eu am fost în Danemarca și am văzut acolo. Dar și ei merg pe metode noi, cu incinerarea asta. Păi știți, în PNGD, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat recent de guvern, în proiectul lui, era trecut un mare incinerator la Bacău, de vreo 200 și ceva de milioane, în care trebuia să ducem și noi Neamțul. Și noi am făcut protest vehement, scris și la nivel de minister, și am spus, cum să ducem noi? Păi noi ardem în fabrica de ciment de la Tașca. A, este un operator la Giro, la Buguș, care cunoașteți, care preia parte din gunoiul acesta și face un combustibil care este ars la Tașca. Când s-a băgat taxa de mediu, chiar Rosarul, care avea contractul dumneavoastră, a diminuat această taxă, nu, prin ducerea la Bucuș, că era mai ieftin. Deci, operatorii, inițiativa privată, vor veni cu soluții. Sunt soluții tehnice deosebite. Am văzut și eu care ajută foarte mult. Dar eu vă rog, băi, românul este și gingaș. Adică nu vreau să plătesc, dar e pășoară să pun și eu peturile într-un sac, să-l duc până la platformă. Păi nu scoate așa. Dar legii, cum spuneați dumneavoastră, ați spus, n-au această mândrie.
Dar la noi, ați văzut, din clasă, din aia, să spun, din copiii ăștia, tu ne poate spui, pe stradă, al aruncă pachetul de țigări, în drum, să scoate pachetul pe geam, ți-l aruncă vie în spate, când se acoperă parbrizul. Asta este rolul legislației ăștia. Dom'le, trebuie să-i facem și noi pe oamenii, pe românii ăștia, să intre în rândul europenilor. Unde salubrizarea, curățenia, așa, păstrarea unui climat curat este literă de lege. Cine nu vrea, plătește. Eu n-am înțeles. Eu am întrebat ceva și nu am înțeles nimic. În articolul... De ce mă obligați să devin executorul dosar? Dacă omul și-a chit factura 3 luni. Dar nu se vede nimic pentru persoanele care au contract. Aveți obligația la serviciul public înscrisă în legea 200. Dați-mi articolul să-mi spune că dosarul poate să execute UAT-ul pentru că Dumnezeu Vasile nu-ți plătește factura. În atribuții de primarul și a primăriei aveți obligații la serviciul public. Îi cunoașteți în legea care vă guvernează. Iar această obligație o delegați operatorului. Asta nu înseamnă că i-ați delegat și toate drepturile și toate obligațiile. Încă rămân obligații în sarcina dumneavoastră de primar. Cum ar fi să asigurați sustenabilitatea acestui serviciu în caz că cetățenii fie încheie contracte și nu plătesc, fie nu încheie aceste contracte în salubritate. Dar este obligația Consiliului Local de a asigura serviciul public de salubrizare a localității. Ceea ce ați făcut astăzi este o delegare a acestei obligații pentru operatori privați. Majoritatea care nu o să plătească, vă garantezăm, nu o să avem ce să-i, să, cum să le executăm. Nu. Să executăm pe acele, acele persoane, că n-au nimic. Și cei mai mulți. O să ne blocăm, sigur, într-un an de zile o să ne blocăm bugetul. Faceți o confuzie, domnul primar. Nu devenim executorul salului, pentru că noi, după ce acești oameni o să-i preluăm la taxă, nu trebuie să recuperăm și acele 3 luni care noi n-avem treabă. Dar e bine să nu ajungem acolo, dar nu ați la primărie, i-ați dat și trimiteți și lui, domnule, o scrisoare, domnule, este așa, vă rog să semnați contract, un caz contract vi s-a aplicat. Eu am pus o plec, nu mi-a asta problema, ei semnează toți, la final. Întrebați, n-ai imputat la niciunul. Dar se discută, dar trebuie sprijin și împreună să ne vorbim. Nu vine automat să vă execute, că doar cu dumneavoastră. Deci dumneavoastră, primarea, administrația publică, rămâneți conform legislației responsabilul principal. Noi, ăștia trei oameni de la ADI, Econeam și aparatul tehnic, facem monitorizarea asta, dar orice măsură, de exemplu, de oricare, nu o luăm decât cu acordul dumneavoastră. Deci nu putem noi să-i dăm, eu să-i dau sancțiune că nu face, că nu știu ce, nu poate să sisteze serviciul de capul lui doar dacă îi spun eu. Deci totul se face, aveți face. Acest proiect nu putea, că vă dați seama, am avut 4 contracte, dar dacă aveam 83 de contracte, când mai făceam noi licitațiile? Deci, acesta e modelul impus de Comisia Europeană. Vă vreți banii ăștia în toate județele, de fapt nu toate județele. Suntem 32 de județe care au prins proiectul. Unii care n-au prins se chinui și acum și duc la 200 de județe. Alții, de exemplu, cum e iar de în faza de execuție. La Bacău, apropo de blocat, ce spunea primarul de plenar, da, la Bacău s-au blocat. Acolo au un alt sistem. La Bacău, domnule, factura se face pe ADI și ADI la rândul ei facturează pe fiecare OAT. Și la fiecare OAT primarul a zis nu avem bani, nu plătim, operatorul a dat în judecată și cere daune de 1 milion de euro.
Deci nu e treabă ușoară, de asta trebuie să gândiți-le voastre că trebuie să vă implicați. Deci operatorul e agent economic, cel vine să-ți bate. Dom'le, m-am dus la ora de 7 ori, mă va cu parul, da. Păi spune domnul primar, ajutați-mă, că nu poate ăsta de glasurile, deci trebuie să-l ajutați, vă rămân fost asta. Bine, de ce poate la bucinat? Am înțeles, deci nu vă execut automat. Nu, în cazul cartierului nu e contractul. Îl execută operator, având contract individual. Domnul președinte, succesiunea este în felul următor. Să zicem de la cel care încheie contractul, acel ce este cazul ăla ideal în care 100% din deținătorii din mobil nu încheie contract. Nu, au încheiat contract. Încheie contract. Am încheiat contractul. Primarul nu are nicio grijă în acest treabă. Se întâmplă fenomenul că 3 luni de zile, el cu contract chiar nu plătește. Operatorul constată, băi, nu casez. Se reziliază contractul și devine din clipa de respectivă persoană care nu are contract. Asta am întrebat eu. Cel normal. Și din clipa în care el a devenit fără deci rău platnicul a devenit persoană fără contract, nu are contract. Și mă, la 3 luni de zile întreabă operatorului, băi, ei prestat lui ăla serviciul, ia și-ți recupera și execută, găsește o formă oarecare pentru din clipa respectivă însă devine obligația privatului să facă pe bacul el. Așa cum vă înregistrați cu acele cazuri, că nu cred că există primărie care să nu se înregistreze cu restanță, fie la plata pe teren, fie la plata pe plătire, pe nu știu ce, pe alte chestii, vom înregistra și o plată suplimentară, taxa aceasta, că ne... Domnul Ciocan, vă informez că 50% din cei care sunt, care locuiesc în case, nu sunt proprietari pe case. Proprietarul este responsabil. Deci acolo a dus-o dezbătut moștenit și așa mai departe. Și nu știu cum o să le executați, cum o să executați pe 60%. În solidar. Nu are bunuri materiale. Problemă, dacă din momentul în care eu cred că avem situații și mai au venit primar și domnul, eu vreau să plătesc taxă. Deci eu vreau să încasez la primărie tot așa, cu oamenii nu mă înțeleg. Deci există și această posibilitate, că până la urmă, decontarea aceasta, deci se face, dar trebuie hotărâri de consiliu local, că decontarea se face din, decontarea se face din bugetul local pe fața situațiilor. Asta e mai așa. Dar atenție, nu la cantitate, tot pe număr de persoane. Pentru că așa este oferta, așa e serviciul. Putem, ce mai putem umbra, dacă vedeți tot pentru din considerare de economie. Mai ales iarna, putem să reducem ritmul, așa. Să spunem, domnule, loc de o dată pe săptămână, o dată iarna. Dar trebuie să țineți cont de un lucru, că operatorul are de plătit o redevență fixă pe cele două stații de la desortare. Redevența aceasta merge în contul Consiliului Județean, care îl dă direct la bancă pentru împrumutul de cofinanțare al proiectului.